Mamă, se vede că vine vara ușor, ușor. S-au adunat la subiecte în ultimele zile încât nici nu știu despre ce să fac prima oară. Central C, 6ix9ine, Chris, prietenul lui Mr. Beast, Delia și cu mine aproape intrăm în gala RXF. Dar o să fac cel mai logic lucru, o să vorbesc despre Central C azi, care a cântat la un festival din România, dar rezultatul nu a fost tocmai ăla la care ne-am fi așteptat. Deci care e faza cu Central C în România? A fost într-adevăr mare fail sau pur și simplu nu era publicul din România pregătit? Aflăm azi mai multe. Nu uitați să vă abonați neapărat pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Poate așa adunăm 400k până la vară. Deci go, subscribe! După clipul ăsta merge să vă uitați la episodul 2 din Piese Copiate. Episodul în urma căruia Delia mi-a dat o replică. Partea proastă e că publicul Deliei de radio și TV o să creadă că Delia e autoarea piesei. Vă dați seama că o să postez și eu răspunsul meu săptămâna asta pe canalul cel mare, ca să nu mai fie vreo confuzie. Dau mesaj, fug la fond, număr banii, iau ștou, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă fest, panicat de filaje, dar nu mă opresc. Doamne, dă-mi putere, că de gardă mă feresc, tot timpul stau de șase ca să fiu 100%. Bine să mă sare, știi că își așez în burtă, fac panic. Au venit nume mari anul ăsta în România: The Baby, NLE Ceapă, 6ix9ine, Central C. Toți au făcut atmosferă, dar când vine vorba de Central C, e discutabil. Omul a apărut, a cântat în jur de 40 de minute și a plecat mâncând pământul, pentru că cei din public nu au fost atât de receptivi la piesele lui. Înainte să se transmită live tot, auzeam în stânga și în dreapta: mamă, vine Central C, e huge. Aceeași părere o aveam și eu, chiar dacă nu ascult, sunt la curent cu ce face omul și știu că e super relevant. Și în România e cunoscut, dar piesele lui nu sunt la fel de cunoscute. Asta s-a văzut cel mai bine la concertul pe care l-a susținut. Se cam auzeau greierii, iar chatul o luase razna, fiindcă într-adevăr a fost greu de văzut. Super cringe. Mă așteptam măcar să-l hăipuiască pe om, chiar dacă nu știau versurile. Acolo cât de cât să fie o conexiune între public și artist. Romania is cold, you know? I wanna see some movement. Now ask one thing, let me see some W's in the sky right now. W's! If you do happen to know the words, this is a great opportunity to... Acum, care e faza? De ce a fost așa mare fail momentul lui Central C în România? Eu zic că sunt mai multe motive. În primul rând, spre deosebire de ceilalți artiști mari, Central C e din UK. Cântă cu un accent londonez din partea de sud, iar românii sunt mult mai obișnuiți cu artiștii din state și cu accentul american. E mult mai ușor de înțeles, de reținut versurile. În al doilea rând, Central C a explodat pentru un public mai larg, odată cu piesa Doja Cat, unde a avut versul ăla la Caterinca: How can I be homophobic? How can I be homophobic? My bitch is gay. It is literally what I say, like, I'm not homophobic. Până atunci, piesele lui erau ascultate mai mult de publicul din Marea Britanie. Am văzut că spectatorii de la Rolling Loud erau aproape la fel de morți, cu excepție la Doja Cat. Nu e o coincidență, așa a fost și la noi. Ce nu înțeleg, cum de organizatorii nu s-au gândit la asta? Nu poți să te bazezi pe faptul că un artist a devenit viral cu două piese pe TikTok și gata, și-a făcut mare fanbase în România. În plus, drill-ul nu e atât de ascultat la noi. Încă e un gen muzical care e destul de nișat. Aici e vorba despre deconectarea organizatorilor de la publicul țintă. Unde să mai pun că Central C a fost cel mai scump dintre artiștii chemați? A fost mare fail. Dar are și Central C o parte din vină? Mă, n-aș numi o vină, dar cred că are încă de învățat la capitolul crowd control, comunicarea cu mulțimea. Adică stau să compar cu ceilalți rapperi, 6ix9ine, The Baby, NLE Ceapă. Oamenii știau să țină lumea conectată, urlau, puneau întrebări, făceau comparație, care parte strigă mai tare, stânga sau dreapta. Până și DJ-ii lor au făcut o treabă mai bună cu energia. La Central C fix așa a fost. Și haideți să aplaudăm împreună, să ținem ritmul! Haideți, băieți, să aplaudăm! Pe bune, părea că n-are energia necesară sau skill-ul să controleze bine mulțimea. Poate omul e obișnuit ca lumea să știe versurile și să iasă haos mereu, dar până la urmă și el ca performer trebuie să se muleze pe public sau măcar să încerce. Rupe-mă și tu, Central
alții. Dă-le un hype, dă-le ceva, dă-le un boom. Dar aruncă cu microfonul ei. Mai erau oia care ziceau: bă frate, el a venit să ne cânte sau să-i cântăm noi? Da mă frate, ai venit la concert să stai ca la operă pe scaune și să asculti tăcut ce cântă tenorul. Ce nu înțeleg ei e că ambele părți contribuie la atmosferă. Central C a fost plătit ca să cânte. El de-aia a venit în România ca să cânte, da? Eu n-am dat bani la concert ca să-i cânt eu lui. După ce a terminat Central C de cântat, a fugit de pe scenă, iar prin spate pe acolo, în timp ce mergea spre mașină, l-au găsit românii. Wagwan! Yo! Rondo! Rondo da sosa! Vin România la concert și zice Răzvan îmbrăcat cu Barrow și Air Force One să-i mănânci coaiele. Na, mai zic ceva. Mi s-a părut ultima ciobănie și nu sunt singurul care crede asta. Dar în continuare este foarte dezamăgitor. Dacă nici măcar pentru artistul pentru care ai plătit dracu bilet, dacă nici pentru unul dintre headliner n-ai pic de respect, pentru ce dracu mai ai respect? S-au chinuit oamenii aia de la festival să aducă un artist internațional. Au ieșit zilele astea o grămadă de filmulețe cu el de pe la alte festivaluri, cu toată lumea, e mare hype, toată lumea cântă cu el și așa. A ajuns în România și a descoperit omul că nu e chiar atât de șmecher precum se credea, știi? Că asta e țara derizoriului. Aici a venit, în țara derizoriului, că noi avem tendința să aducem tot. Momentul lui Central C nu a fost singurul de așa natură. Sfera e Basta, un trapper italian de la care au mai copiat trapperii români de-a lungul timpului. Asta dacă mai știți Smash or Pass, copiată după o melodie de la Capo Plața și Sfera e Basta. Manco lo immaginavo questo, mamma guarda come. Nu știu ce n-ai înțeles niciodată. Sfera e Basta e cunoscut în Italia, cel mai probabil și de românii stabiliți în Italia, dar nici de cum în România, iar asta s-a văzut foarte clar pe scenă. Ti dico vieni su, lo so già cosa vuoi. Spengo la TV, tu prepari il joint. Lancio via la maglia e poi come fai? Chiar nu înțeleg de ce l-au chemat când e evident că Sfera e Basta nu e găsit atât de des în playlisturile românilor. Cu toate că momentul lui Central C a fost mare fail, au fost alți artiști care au bubuit scena și mai mult. Pentru că au știut să lucreze cu publicul, dar și pentru că erau mai cunoscuți în România decât Central C. Chiar dacă unii au spus că sunt irelevanți pentru trendurile de azi, s-a văzut pe scenă că încă au priză la publicul din Europa pentru că nu prea au cântat aici. Și acum ai Central C, Beach Prince 2023. How can I be homophobic? By beat this gay. Him man in the topless, even the topless, even the... Think he's gay. Hugging my brothers, they say that I love them, but I don't... Sing that way. Acum vă aștept pe canalul celălalt la episodul 2 din piese copiate. Fiți pe fază pe acolo că o să postez răspunsul pentru Delia. Vă las link în primul comentariu.